Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune de promovare electorală, Fotoliul cu Ghimpe. Astăzi am făcut maraton, ca să spun așa. Mai avem foarte puțin timp din campania electorală. Invitat în acest moment în studioul Capital TV este doamna Florea Maria, candidat al Pro-România, organizația județului Hunedoara pentru Senatul României. Bună ziua, doamna Maria, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Bine v-am găsit. Cu drag. Sper că nu aveți emoții, pentru că, până la urmă, candidatura la o funcție atât de importantă în stat, respectiv la funcția de senator, implică și eliminarea emoțiilor. Pentru cei care nu vă cunosc sau nu știu foarte multe lucruri despre dumneavoastră, aș vrea să vă rog, dacă se poate, să-mi faceți o scurtă prezentare. Cine sunteți dumneavoastră? Sunt Florea Maria. Sunt candidat din partea Pro-România la Senatul României. Am trecut prin toate etapele. Am fost muncitor, mecanic Alba Iulia, TAPL muncitor, șef de laborator, Direcția de Asistență Socială, administrator la Căminul de Bătrâni Brănișca, la fel Direcția de Asistență Socială, referent la Direcția de Asistență pentru Persoanele cu Handicap, șef de raion Real Hypermarket, director fabrică de pâine la o întreprindere din Alba Iulia, cu sediu în Deva, pe urmă administrator la fabrică de pâine și șef atelier filtroptic Mintia până în 2018 și prezent pensionar. Ați ieșit la pensie, n-aș fi zis. Iată, așadar, ați plecat de la muncitor, da? Da. Prin ce an ați început să munciți? Cam de la ce vârstă ați început să munciți? Din 78. Din 1978. Din 1978. Am înțeles. Îmi povesteați așa... Studiam liceul agroindustrial la Blaj, o grămadă de cursuri de contabilitate, de operator, după cum a fost nevoie, după schimbările care au apărut cu economia de piață, economia turismului și serviciilor, licențiat în economie. Asta am făcut-o mai târziu, la vârsta de 43 de ani, o perioadă de 5 ani, dar vă spun că am luat în serios absolut tot. Munca, învățătura, cerințele oamenilor, când am avut ocazia. Îmi spuneați în timp ce vă cabla, în timp ce vă cablau colegii mei, că dumneavoastră ați muncit și în timpul școlii. Dacă aveați nevoie de ceva, trebuia să mergeți la muncă. Sigur că da, sigur că da. Eu înțeleg foarte bine nevoile cetățenilor, care sunt convinsă că la ora actuală sunt cu venituri mici sau aproape deloc, foarte mulți în situația în care am fost și eu, și ca să pot face școală și să pot să duci o viață mai bună, am fost obligată să muncesc. N-a fost o problemă, îmi place munca, dar la ora actuală, dacă nu ajutăm tinerii cu potențial, tineri cu dorință de învățat, societatea nu va avansa. Ia, povestiți-mi un pic, dacă se poate, din perioada aceea când mergeați la muncă. Da. Deci eu am rămas la vârsta de 13 pe 14 ani, fără tată. Am rămas eu și cu fratele meu. Mama mea era femeie de servici la școală, la ora aia avea un salariu de 400 de lei.
Și în perioada de vară eram obligați să mergem la muncile câmpului, la... Obligați. Trebuia să mergeți, că de obligat nu cred că vă obliga nimeni, nu? Eram obligați din nevoia ca să avem ce să mâncăm. Nu altceva. Și la muncile câmpului, la sapă, la aduna la fân, la aduna la recolta, la cartofi, la absolut orice, de când începea primăvara până toamna. Și de asta, dacă tot am discutat problema asta, să știți că am un of foarte mare cu închiderea piețelor. Țăranul român, că țăranul e un numer frumos. Dacă noi am respecta cel de la țară, România s-ar dezvolta foarte mult și nu ar lua recoltele din afară. Eu, de exemplu, când mă duc la piață, întotdeauna caut produsul românesc. Produsul românesc nu e foarte frumos ca și produsul străin, că e parfumat, e lustruit, așa, pe când produsul românesc probabil mai are o pată neagră, mai, nu știu, dar are altă calitate. Și asta vreau să vă spun, închiderea piețelor, pentru mine, pot să spun că îi o blocare a țăranului, blocare din toate punctele, la ce mă refer. Mă refer, în primul rând, el lucrează, începând de primăvara până toamna, când să-și vândă recolta, nu are unde să-și vândă recolta, fără să mai punem că de multe ori când trage linie, el e pe minus. Dar are măcar strictul necesar să-și folosească produsele pentru el, pentru familia lui și să mai câștige niște bani pentru strictul necesar, curent, telefon, apă sau astea, lucruri fiindcă nu. elementare. Exact. Păi, bun, nimeni sau foarte mulți nu sunt de acord cu închiderea acestor piețe și Și probabil că lucrurile nu vor rămâne așa. eu văd altfel, trebuia organizat cu piețele. Chiar dacă nu era folosite la capacitatea maximă, să se păstreze o distanță de 2 metri între tarabe, cum să facă două intrări, pe o parte să intre, pe o parte să iasă, să fie un circuit, cum se folosește la supermarketuri, așa să se organizeze și în piețe. Așa ar fi trebuit. Dar, după câte am văzut, eu vorbesc ca Dar să cetățean. credeți că în supermarketuri sau în mall-uri, măsurile astea, ce crezi, că vin unii pe parte și pleacă pe alta și povești de genul ăsta? Eu am fost eu ieri în mall, m-am speriat. Categoric nu. Categoric nu. Și să știți că și eu am rămas surprinsă. Eu, de exemplu, dacă mă duc la cumpărături, să știți că nu iau coș. Fiindcă eu am văzut că nu se dezinfectează coșurile. Și atunci noi facem propagandă că la supermarket coșurile se dezinfectează, ne verifică la intrare. La fel, când am intrat în supermarket, domnul de la pază numai nu dormea acolo. Da. Deci nu văd măsurile care sunt în supermarketuri și probabil cei care le conduc au potențial mai mare și au susținere. Da, Au trebuie să vândă mai susținere. bine supermarketul decât român. Bun, de ce v-ați înscris dumneavoastră în Pro România și cum ați ajuns pe listele cu candidați pentru Senat? Deci eu m-am înscris în Pro România știind că intenționez să mă pensionez. După cum vedeți, am o experiență din toate punctele de vedere, și ca muncitor, și ca șef, și ca antreprenor, și ca pensionar. Cunosc necesitățile. M-am gândit și vă spun cinstit, îmi doresc să pot să fac ceva pentru cetățean. Mulțumirea mea asta ar fi să pot face ceva pentru cetățean și pentru România. Eu nu sunt de acord ca tinerii noștri să meargă în străinătate,
și părinții se aștepte de Crăciun și de Paști să vină acasă. Dacă mergi prin blocuri, și în blocul în care stau eu, jumătate nu sunt locuite și blocul este în centru. Ceea ce înseamnă că marea majoritate merge în străinătate să câștige bani ca să poată să trăiască cei din țară. La fel, după cum v-am spus, am lucrat și administrator la Căminul de Bătrâni la Brănișca. Noi am și colegă la 70 de ani care merge în străinătate să grijească bătrâni. Bătrânii noștri nu-i grijește nimeni. La bătrânii noștri am văzut că vine curierul să le aducă apă. Bun, dar asta câți ani ne-a zis că are colega noastră care merge în străinătate? Bine, ea s-a dus să facă bani. Să 70. facă banii. Românii, în ultima vreme, nu vreau să fiu răutăcios nici să atrag antipatie, au o foame de bani, adică știu multe pensionare, și eu cunosc, care la 65 de ani, 60 ceva de ani, sunt la pensie și se duc prin Italia, ele ca așa vor. Păi nu le obligă nimeni, că au pensii și aici. Acum, nu știu, unele au mai mică, altele au mai mare. Mă gândesc că unele sunt foste asistente, foste îngrijitoare pe la... Adică trebuie să ai și o calificare ca să faci munca asta, nu te poți duce oricum așa. Mai sunt situații când, de exemplu, persoanele în vârstă fac greșeli care ajung la limită încât rămân fără casă, rămân fără bani, fiindcă la ora actuală, dacă nu ești informat și dacă crezi absolut tot, cum e și la noi la partide, toată lumea spune că face. Una este să faci, una să-ți dorești și alta să faci. Mai de la voință la Pe când, putință, e exact, un... pe când la Partidul Pro-România se face. Și să vă spun acum de ce m-am înscris la Partidul Pro-România, având în vedere și că doresc să fac ceva pentru cetățean, dar în prima ședință, după ce m-am înscris în Pro-România, domnul Râșteu era coordonator și a venit la Casa de Cultură, a ținut o ședință. Obiectivele care își dorește dânsul pentru Pro-România era la început la organizare și atunci, vă spun cinstit, m-a atras ideile, sinceritatea și modestia dânsului. Numai departe, am fost la Simerea în campanie, am fost la Băcia. A rămas surprinsă de câte investiții s-au făcut acolo. Canalizare, apă, reparații la școli. S-a început o școală nouă. Pe deasupra a încercat ca să aducă investitori. Firma Bosch, care am înțeles că un pic este în stand-by să se hotărască, oricum cumpăra și teren acolo, să se hotărască după pandemie, dacă rămân mașini de spălat sau își schimbă profilul, dar oricum se va face investiție. La domnul Ciudaru, am văzut. Da, vă referiți la Dacia. Dumneavoastră vorbiți acum, de fapt, despre colegii dumneavoastră de Exact. partid și de liste electorale. De ce nu? Că și Dacia, ce doar e, nu... Categoric. Așa. La domnul Dacian Ciudaru am văzut potențial, am văzut tinerețe, am văzut voință, am văzut că se implică. Are o experiență în administrație, își dorește să facă. Am văzut că deja au luat inițiativă pentru transportul public. Ne completăm foarte bine, să știți. Chiar dacă eu am vârsta de 61 și el are 37-38, Mulțumesc. mulțumesc la fel, ne completăm foarte bine. Adică nu există o reticență și o divergență în idei. Nu, am rămas surprinsă și chiar am spus că i-am văzut când am fost în campanie electorală. E o echipă de tineri frumoși. O echipă de tineri frumoși care acceptă ajutorul și experiența noastră.
Am înțeles. Da, de exemplu, de capul de listă de la... Așa, domnul Marica, o participat la 80 de legi. Cea mai importantă dintre ele a fost legea pensiilor, legea cu reducerea cu 2 ani în funcție de zonă de poluare. Legea producătorului local. Aici dânsul vrea să implementeze și e o idee chiar foarte bună. Chiar mă gândisem la un moment dat când nu aveam ceva de făcut, zic, ce-ar fi să fac un depozit de legume fructe? Ca să pot să țăranul să faci achiziție de la țăran, să te duci la ferma lui, ai achiziționat, ai adus în depozit și ai distribuit la supermarketuri. În ideea în care supermarketul ar dori Bine, aici este o problemă și cu politica la supermarketul. Ajungi la ei. Da, am văzut că, de exemplu, există un lanț de magazine care, iată, își pune magazine la dispoziția producătorilor români care n-au să își vândă marfă. Mi s-a părut interesantă și am salutat ideea asta. Cred că e pentru prima oară când s-a întâmplat așa ceva. Să vedem dacă se și materializează. Deci magazinele sunt dispuse, mai ales să fie în contrast, să fie cuprins, să fie aprovizionate zilnic. Problema la produsele românești, fiindcă sunt mai puține chimicale în ele, nu rezistă cum rezistă cele aduse, fiindcă nu sunt tratate cu substanțe ca să aibă rezistență. Dacă magazinele ar fi aprovizionate în fiecare zi cu produse proaspete, și supermarketul le-ar dori, problema la supermarketul este fiindcă le trebuie cantitate mare. Neexistând un depozit, neexistând o distribuție din depozitul respectiv, pentru ei o pierdere de timp și lanțurile de magazine nu-și doresc decât profit. Nu-i interesează oamenii sau muncitorii. Bun, acum, pe de o parte, sunt de înțeles și ei că scopul unei societăți comerciale este acela de a produce profit, până la urmă. Da, este să producă. Nu de a face protecție da, socială. Da, este să producă profit, dar eu îmi doresc să prind vremurile când... Îmi doresc, în primul rând, la firmele românești ca să poată să dezvolte. Dar mi-aș dori și o firmă străină să dea acțiuni la muncitorilor. Sper să trăiesc. Să le dea acțiuni contra cost sau așa? Nu, nu. Deci o firmă care intră pe bursă, în momentul în care își vinde acțiunile, pur și simplu, ca premiere, acțiunile să fie date la muncitori. Ei, fiind acțiunile date la muncitori, îi motivează și atunci profitul lor crește, fiindcă muncitorul lucrează și pentru el. Asta vreau să trăiesc, să văd ca firmele românești și firmele străine să poată să aibă acționat dintre muncitori. Acum să nu credeți că la toți muncitorii vor primi... Păi eu ce vreau să zic? E interesant. Vor primi acțiuni. Nu, nu. Deci nu vor primi toți acțiuni, dar cei de care patronul sau un antreprenor are nevoie de el, îl motivează și atunci câștigă și muncitorul și antreprenor. Am înțeles. Bun, și pe dumneavoastră, ca să fiu așa un pic în ton cu fotoliu cu ghimb, ce vă recomandă doamna Maria pentru candidatura asta la funcția de senator? Ce v-ați propus dumneavoastră? Ce ați dorit dumneavoastră? Da, în primul rând să vă spun că mulțumesc Partidului Pro-România că a avut încredere ca să... Colegii de partid, cred că biroul județean a avut... Da, că a avut încredere să mă propună pentru candidat la Senat. Ce pot să vă spun, de când am intrat în Partidul Pro-România, eu am fost membru activ. Deci nu am fost numai membru trecut, mi-am făcut o cerere și am fost membru Pro-România. Nu. Eu sunt trezorier la Pro-România. De când am intrat în Pro-România împreună cu un coleg de-a meu care a fost candidat de primar,
Am transmis toate evidențele contabile și financiare la București. Când a fost alegerile pentru președinte, la fel am depus eforturi. Acum partidul nostru este un partid nou, un partid nu putem să avem pretenții foarte mari, să avem foarte multe voturi, să avem foarte mulți reprezentanți, dar prin muncă eu zic că reușim să ajungem acolo unde ne-am propus. La fel am ajutat la campania electorală de la locale, m-am implicat, la fel acum sunt implicată la campanie peste tot, în comune, în sate, în județ, și eu cred că merit, după, cum să spun, eu toată viața mea am muncit și cred că merit, nu pentru mine, fiindcă experiența și voința mea îmi permite ca să pot să accept la un post de senator. Și ce pot să vă spun, îmi doresc cel mai mult, indiferent cine ajunge acolo, de la ce partid, să susțină legile care sunt benefice pentru cetățean. Să nu se gândească în momentul când au ajuns acolo de cine sunt conjurată. În primul rând, ai copii, familia, unchi, nu știu ce, și să-i pui pe fiecare pe câte un post și să le fie bine. Tu să te îmbogățești și după ce o trecut campania electorală, am avut și eu situații de genul ăsta, am mai susținut și alte persoane și când m-am dus ca orice cetățean, n-am fost primită nici în audiență. Nu se poate așa ceva. Îi face de bine, nu? Da, nu se poate așa ceva. Sau când te duci cu o problemă, ca oricare om, nu contează că îl cunoști sau nu îl cunoști, să uită pe sus. Nu are nicio problemă. De ce te-ai dus? Sau eventual te încurcă. Nu, eu sper ca și cred că membrii și reprezentanții de la Pro-România vor apleca urechea la nevoile cetățeanului, vor promulga legi care să ajute cetățeanul și România să avanseze, să ajungem la nivelul Uniunii Europene cu absolut tot, în ce privește sănătatea, în ce privește salariul. De salariu, atât timp cât suntem în Uniunea Europeană, ar trebui să avem aceleași salarii, să avem aceleași pensii. La fel, cu pensiile, acum fiind și pensionar, la legea pensiilor sunt o grămadă de articole care afectează pensionarul. Nu intru în detaliu că nu sunt pe profesie, dar afectează, cred că cine ne ascultă își dă seama. Un pensionar cu 35 de ani de servici are o pensie și alt pensionar cu aceiași ani de servici are altă pensie. La unul este un indice de corecție, la altul alt indice de corecție. Am înțeles. Deci sunt foarte multe lacune care ar trebui îndreptate. Și ce pot să vă spun eu cu pensiile speciale? După cum ați văzut, eu toată viața abia am muncit. Și atunci, nu mi se pare corect ca unul care nu a contribuit să ia o pensie că a avut un mandat de parlamentar sau că a avut un mandat de primar. Fiecare să primească pensia după contributivitate. Da, mi se pare normal. Și să fie o plafonare a pensiilor. Sunt foarte curioasă cum s-au calculat când cineva a avut o pensie de, să nu zic, nici cea mai mare, nici cea mai mică, de 35.000 de lei. La ce îi folosește 35.000 de lei? Că dacă noi facem un calcul... Acum, ideea e că nu știu la ce îi folosește, dar
Dacă vrei să-i cheltuiești, îi cheltuiești, nu e nicio problemă asta. Da, și atunci, da, noi ne tot cramponăm că nu putem să mărim pensiile, nu putem să mărim pensiile. Dar ca să avem un trai decent, mie mi se pare corect, eu nu spun să se taie de la altcineva, că nu mă interesează nici să taie, pe mine mă interesează să îi se dea drepturile la cel care a contribuit pentru un trai decent. Principiul contributivității. Exact, pe mine mă interesează. Și poate punctul de pensie crescut puțin și... Și cu punctul de pensie aici e o problemă, vă spun, nu intru în detalii cu păi, toate am înțeles că în momentul de față contează foarte mult ultimele 6 luni muncite, salariul pe care l-ai, nu știu cât în proporție de nu știu cât la sută, nu știu exact care e calculul pentru o pensie. Da, mă rog, asta este altă poveste. Doamna Florea, ce nevoie are județul Hunedoara? În primul rând, județul Hunedoara are nevoie să-și organizeze sistemul de sănătate. Aici mă refer la Direcția de Sănătate Publică, mă refer la spitale. De exemplu, eu am avut o situație unde un apropiat de-a meu avea mici simptome, acum noi cum toți suntem panicați, gata. E bolnav, are COVID. Și 3 ore am sunat să facem un test. Dintre care mi s-a spus, doamnă, dacă are febră, noi nu putem face test. Cum adică? Păi așa am zis și eu. Singurii care au fost, acum nu pot să-i spun, au fost o singură instituție, private mă refer, deci la privat. Singura instituție, a fost una singură, care cu recomandare de la medic. În momentul în care te-ai îmbolnăvit, chem salvarea. Și așa. Atunci, deci ca să chem salvarea, trebuie să fii foarte grav. Și mie mi se pare foarte, foarte târziu. Și atunci mie mi s-ar părea normal să se facă testare gratuită și să se facă testare în masă. La fel să se facă anchetele epidemiologice pe un număr mai mare de indivizi care ori au avut contact sau care sunt indicați. În momentul în care eu am sunat, zice, da, doamnă, zice, au avut contact cu o persoană care are COVID, păi de unde să știu, mai ales persoana în cauză circulă la București, la Cluj, nu poți să știi cu cine te întâlnești. Și asta vreau să spun, acum nu știu ce coordonări sunt în județul Hunedoara, dar vă spun precis și cred că mulți sunt ca mine, numai dacă sunt nevoiți, apelează la sănătate. Și aici, la sănătate, nu sunt în domeniu, dar sigur există specialiști care ar putea să organizeze sănătatea, că am văzut că să investește, că s-au investit, nu știu, aparat, nu știu pentru ce, s-au investit pentru spitalul la Hunedoara, s-au investit pentru spitalul la Deva. Și noi de fiecare dată suntem nepregătiți. De fiecare dată nu avem unde să apelăm. Deci sănătatea trebuie pe primul loc. În al doilea rând, școlile. Școlile din județul Hunedoara, după cum v-am spus, eu am făcut școala la țară, nu trebuiau închise toate, fiindcă noi eram în clasă 4 elevi. Și sunt convinsă că nici acum în comune și în sate, unde sunt școli, nu sunt foarte mulți elevi. Dacă sunt 20 de elevi, îi împarți 10 dimineața, 10 după masa. Sau reduci ora, de la o oră o reduci la jumătate. Dar tu ai putut să controlezi elevul? Ai putut să-l asculți? A putut să spună o întrebare când a ajuns într-un punct unde nu știa ce să facă? Acum, online, școala
mulți sunt care nu stăpânesc tehnologia. Dacă părinții nu stăpânesc tehnologia, mă refer în primul rând la copii din 1-4. Acum credeți că mai sunt copii care să nu se priceapă la tehnologie? Majoritatea sunt cu telefonul mobil, cu astea, cu... Înțeleg că se pricep, dar oricum ei trebuie supravegheați. Și dacă părintele nu înțelege tehnologia, copiii sunt foarte isteți. Copiii ăștia zice și așa, nu știe, eu fac ce vreau, nu? Așa. Așa, investiții. Deci în județul Hunedoara trebuie investiții. Trebuie locuri de muncă. Eu când am venit, de 35 de ani, sunt din județul Alba, nu știu dacă am ocazia să vă spun, sunt din județul Alba și de 35 de ani sunt în Deva. Deva era un oraș curat, frumos, îi se spunea orașul domnilor. Nu știu dacă dumneavoastră știți. Și acum ce e orașul pensionarilor? Așa pot să-i spun că e pustiu. Da, pot să-i spun că e pustiu, da. Deci un oraș nu se locuiești din el și să treci prin el erai mulțumit, dar mi-te să-l locuiești. Locuri de muncă, deci noi am distrus tot. Nu mai există. Am distrus Istrumul, am distrus, aveam fabricile de legume, fructe, aveam industria mică, nu mai vorbesc de Mintia, că Mintia acum e cu un picior... Da, în groapă. Așa, nu mai vorbesc de mine. În primul rând trebuie investiții și chiar am bine că mi-ați aruncat la plasă domnul Râșteiu au făcut câteva cercetări și a văzut că la Certej se poate deschide mina, bineînțeles cu efort guvernamental. Acolo s-ar crea locuri de muncă. Am făcut și eu câteva, m-am uitat și eu peste câteva informații, am înțeles că sunt 63 de tone de aur și 375 de tone de argint care se pot exploata în termen de 16-17 ani. Gândiți-vă dumneavoastră ce bogăție avem noi. Acum, pe partea cealaltă, intervine problema mediului. Dar noi acum suntem avansați și am putea să găsim soluții în așa fel încât să împăcăm și mediul, să împăcăm și cetățeanul. Și, cum spunea Octavian Goga, munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Păi bun, și ce-ar fi de făcut? Păi, v-am spus, deci în situația deci, în care Pro-România... Deci Pro-România, cel puțin organizația județului Hunedoara, are ca unul din obiectivele electorale este lobby-ul sau încercarea de a redeschide exploatarea minieră exact, de la Certej. Exact, exact, exact. De asta vă spun, că dacă avem susținerea cetățenilor și vom ajunge să reprezentăm Pro-România, atunci lucrurile sunt realizabile. Dar dacă cetățenii nu ne susțin și, bineînțeles, să ne susțină, trebuie să aibă încredere în noi și dacă vor avea încredere și dacă ne susțin, eu spun că cei care reprezintă Pro-România va reprezenta cetățeanul fără niciun fel de discuție. Bun. Tot dumneavoastră, din câte știu eu, mai aveți și acea șoseauă rapidă ca obiectiv electoral, șoseaua rapidă... Da, da, șoseaua... Deva-Petroșan sau Deva-Petroșan, da. Și eu zic că e benefică, fiindcă este aproape de autostradă, s-ar investi și în Valea Jiului. În primul rând, mă refer, sper ca să se termine cu pandemia și turismul să poată să și intre în matca lui.
Și în primul rând, ca să poți să faci investiții, îți trebuie mobilitate. Și atunci autostrada sau șoseaua rapidă Deva-Petroșani ar fi foarte benefică pentru locuitorii județului. Bun. La nivel național, Victor Ponta spune că își dorește, el va redeschide școlile imediat dacă intră la guvernare. Și mai au câteva măsuri. Dar vreau să vă întreb, pentru că mai avem, nu știu, 5-6 minute din emisiune, vreau să vă întreb de ce ar trebui românii, în speță hunedoreni, că dumneavoastră candidați în județul Hunedoara, să voteze acest partid pro-România și în speță candidații lui, printre care vă numărați și dumneavoastră. În primul rând, eu consider că trebuie să voteze pro-România pentru că primul obiectiv, susținerea un trai decent prin venitul minim garantat, care se va susține până la finalul pandemiei. Susținerea întreprinderilor românești, fiindcă dacă noi folosim și aducem produse tot de afară și trăim tot pe consum, la un moment dat o să avem lacune. Testarea gratuită, la fel. După cum v-am povestit, ca să testezi, așa, și să testezi, te testează după 6 zile. Păi în 6 zile, dacă tu te-ai îmbolnăvit, ce să se întâmple? Testarea gratuită și un program, să se lanseze un program de testare în așa fel încât pe un anumit județ, maxim în 2-3 zile, să fie testat toată populația, că altfel nu se face nimica. Doamna Maria. Maria? Maria. Maria. Doamna Maria, vreau să vă întreb următorul lucru. Ce ziceți de sistemul sanitar, de felul în care se descurcă cei din sistem, despre ceea ce se întâmplă în sistemul sanitar legat de acest COVID? Am văzut și o să discutăm și noi în zilele următoare despre asta, pentru că avem niște poze înfiorătoare din spitalul de la Reșița. Ce părere aveți dumneavoastră? Cum vi se pare gestionarea situației? Deci, părerea mea personală, nu vreau să denigrez pe nimeni, dar nu îi se respectă drepturile pacientului. La ce mă refer? În momentul în care ți s-a făcut un test, automat te duce la spital și te internează la COVID. Dacă eu am Nu simptome. neapărat, unii mai rămân și acasă, da. Un exemplu. Am simptome ușoare, mă pune într-un salon unde sunt probleme, unde microbul e la el acasă și acolo mă îmbolnăvesc mai rău. O problemă. A doua problemă. În momentul, am văzut, acum nu știu cât e de adevărat și nici nu vreau să dau nimeni. Sunt convinsă că medicii își respectă jurământul. Nu mi se pare normal ca cel de acasă să nu știe despre ruda lui, soț, soție, copil, ca să poată să ia legătura cu ei. Poate are nevoie de ceva. Am înțeles că nu știu cât e de adevărat, dar nu mai sunt suficiente medicamente. Ceea ce la început ne-au prins pe picior greșit, că suntem tot nepregătiți. La început, hai să zic, 3 luni de zile, dar am trecut în perioada de vară. Știa că vine al doilea val, trebuia să Eu am fim înțeles că pregătiți. tratamentul, mă rog, sau schema de tratament aplicată pentru unii dintre bolnavii de COVID, cei care stau acasă și fac tratamentul acasă, de exemplu, dacă sunt 4 membri în familie, tratamentul pentru toți 4 ar costa undeva la 2000 de lei.
2000 de lei pentru o familie de 4 persoane reprezintă o sumă. Adică, nu știu, compensările la medicamente care se fac sunt destul de mici pe rețeta eliberată de medicul de familie. Iar familia respectivă, e clar că dacă unul are, cam toți au. Deci o familie de 4 persoane, cam 2000 de lei ar costa tratamentul cu antibiotic, cu complexul de D-uri, de vitamina C, de ce li se mai aplică, protecțiile pentru stomac. Mă spunea cineva că lua 21 de pastile. Este posibil și aici și venitul minim garantat ar fi foarte bine venit acum, că și un test COVID, dacă îl face în particular, e 350 de lei. Sunt pensii 700-900, dacă își face un test, da, și l-a făcut, are COVID, da? Și ca să fie sigur că nu are, trebuie să-și facă alt test. Deci o dat toată pensia, toate veniturile acolo. Garantarea sănătății. Adică ar trebui să fie gratuit. Mai ales în perioada asta, nu contează că se tratează acasă, că se tratează la spital, ar trebui să fie medicamentele gratuite. Deci aici este necazul meu, fiindcă nu poți să-ți permiți ca să-ți cumperi medicamente, dar nu vă spun mai departe, nu știu, cred că știți și dumneavoastră și nu cred că e o noutate. Cetățenii își spală măștile. Cine, Doamne, își spală măștile? Când? Vă spun, dacă mergeți pe, da, dacă mergeți pe stradă și vedeți, uite, că se vede. Masca albastră e spălată? Exact. Nu poate, da, cred așa, da, ceva. Deci spală măștile. Dar nu e, scrie clar pe ea acum. Scrie, da, scrie foarte bine pe ea. Tocmai de asta vă spun, oricum am înțeles, nu știu care, câte din ele sunt conforme și câte nu, da, sunt conforme. Da, e o problemă și asta. Acum o mască, da, a ajuns la, da, 50 de bani. Să nu mă știu, acum prețul e rezonabil. De la 1 leu 20 cu 50 de bani, dacă 1 leu 20 am luat, de asta zic. Am prețul găsit e, cu 50 de bani. Prețul e destul de rezonabil. Dar un pensionar fără un venit minim nu poate să își ia. Asta vreau, da, să masca spălată nu e soluția. Asta, da, e din adânc al gândirii românului. Că da, să știți. Scrie pe ea că pe mască de unică folosință. Da, multă lume le spală. Și să... M-ați înfiorat acum. Eu, realitatea, v-am spus-o. Eu să știți că... Da, da, vedeți că zicea... Să știți că un mesaj de genul ăsta, imediat, mă scuzați, imediat când domnul Arafat a spus ca toată lumea să poarte mască, bineînțeles că nu mi-a răspuns, i-am trimis un mesaj și i-am spus că cel puțin 30 de măști ar trebui date gratuit. Păi zicea guvernul că are un program prin care va aloca nu știu câte măști fiecărei familii. Eu așa, da, am înțeles că le-au retras, că nu-s conforme, numai le-au cumpărat. A, deci numai la, păi, da, dar aia nu mai e treaba oamenilor dacă, da, e odată... Și aici vreau să ajung, că în momentul în care mă oblig să port mască, tu trebuie să mă asigur că masca aia este conformă. Am umblat toată ziua, adică în momentul în care cu mască și pe urmă mă îmbolnăvesc. De unde încerc drepturile? Că trebuie să am drepturi. Da. Bună întrebare. Iată-ne, stimată doamnă, pe final de emisiune. A fost interesantă discuția cu dumneavoastră. Ce le-ați transmite celor care în acest moment se uită la noi și electoratului în speță din județul Hunedoara? Dragi cetățeni, vă rog să ieșiți la vot, nu lăsați pe alții să hotărască în locul vostru. Vă așteptăm la vot. Apropo de lucrul ăsta, după ce ați transmis mesajul electoral, cum credeți că va fi prezența la vot? Prezența la vot va fi mică, să vă spun de ce, fiindcă guvernul are grijă să ne sperie în așa fel încât să nu prea ieșim din casă. Ziceți dumneavoastră? Asta e prognoza mea. Deși eu îmi doresc ca oamenii să iasă la vot, să hotărească pentru ei, să nu lasă pe alții să hotărască. 4 ani de zile, în momentul în care a trecut votul, s-a hotărât, noi ne putem uita la televizor cam ce se întâmplă în guvern și în parlament. Da.
Eu sper totuși ca oamenii să meargă la vot, am mai spus asta, eu sunt pro-vot, dar... Și eu de fiecare dată am fost la vot și câteodată am fost dezamăgită, mai mult dezamăgită decât după cât mă așteptam să fie lucrurile, dar important ca să mergem la vot și atunci vom vedea Din la punctul meu final de ce va fi. vedere, e important să meargă oamenii la vot și Exact. să se uite și pe cine anume primul Exact, ștampil, adică exact, cine e exact. pe lista aia de Nu contează, candidați dar de nu la contează partide. că nu știu ce partid, că e ăla sau că e ăla, să se uite la persoana pe care trimite în Poate de Parlament asta ar și în fi fost Senat. mai bun votul uninominal, dar mă rog, Da. asta e altă Să poveste. se uite la persoana care îi reprezintă și care crede că va face ceva pentru el. Doamna Florea, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc sincer succes. Mulțumesc frumos! Stimați telespectatori, Florea Maria, candidat pro-România, filiala județului Hunedoara pentru Senatul României, a fost invitată în emisiunea noastră. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți în continuare cu noi, numai bine!